alții care ne ascultă și sper că ne ascultă și nu ne deranjează. Serbarea va fi inclusă într-un proiect Pașaport pentru Cultură, proiect organizat în colaborare cu Editura Corin, cu Inspectoratul Școlar și Ministerul Educației Naționale. Proiect în urma căruia să sperăm că vom primi și noi acolo niște voturi și vom câștiga. Deci, dar pentru asta am nevoie de cooperarea voastră, liniște, și să-i ascultăm, da? Avem răbdare, nu durează, știți foarte mult. Las organizatorii, că ei știu ce au pregătit și pentru mine este o surpriză, nu știu. Corităm, 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 cu corite române. Corităm, corităm, corităm. Leagă-n pe
Claudia și vă spun imediat despre ce e vorba. Claudia și Antonia. Hai, Antonia, dragă. Deci cele două mi-au fost profesoare de limba germană. S-au chinuit foarte mult cu mine să mă învețe un colind în germană și să-și învețe colegele și un colind în germană, pentru că printre altele veți auzi un colind de limba română, unul în franceză, unul în germană și în germană și în spaniolă, nu? Bun, vorba treabă. De ei pâine la clasa 5-a, că am zis că acolo vom face culturalismul. Vă putem ajuta dacă doriți. Am auzit că vorbeați. Dacă aveți nevoie, vă putem ajuta. Iar eu vă pot da haine foarte groase. Iar eu vă pot face o sală cu care puteți merge oriunde, iar noi putem ști unde sunteți. Peste o oră, copiii au plecat la Polonica. Pe drum se întâlnesc cu o fetiță care plângea. S-a oprit pe cea. Ce-ai putut? De ce plângi? Spune-ne de român sau ce nici roșu poate putem ajuta. Bună, eu sunt fetița lui Moș Crăciun. Tatăl meu a dispărut și odată cu el și credința copiilor în moșul. Ce o să mă fac? Noi am plecat să-l căutăm. Știu unde este? Putem merge împreună dacă vrei. Știu pe cineva care ne poate ajuta. Dar dacă copiii nu mai cred în moșul, la ce bun? Toți copiii de pe lumea asta cred în moșul. Uite, o scătăm în colin și o să demonstrăm. Din an în an sosesc mereu la geam cu moș ajuns. E cel cumplit, e drumul greu, dar e obicei străbun. E cel cumplit, e drumul greu, dar e obicei străbun. Da. Feliz Navidad! Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. Și au văzut-o prea era legat de un scaun.
Acela este omul negru, copilul care nu a primit ce dorea de Crăciun și de atunci îl urăște pe moșul. Haideți să mergem să-l oprim. Nu, nu poți să iei, dar bine și pe noi. Știi unde trebuie să mergem. Trebuie să mergem la singurul elf care nu a venit la plecarea moșului. Copilul pleacă la el. Vă voi da tot ce mai am. Pentru băiat am să vă folosesc. Dar ai grijă când le folosești. Ele vor orbi pe toată lumea din cameră timp de 5 secunde. Pentru fata am câteva discuri, care vor emite un soi foarte puternic dacă le vei scutura. Iar pe... Deci de aceea vrei numai de asta mi-ai. De unde știi tu ce au cu copii? Tu nu știi măcar nici culoarea la tricolor pe care le-am avut de Crăciun în fiecare an. Sau cu ce vrei să fie patul numele. Ah, deci așa a putut omul să se oprească pe copilul ucrainei moși Crăciun cu vrăjitoarea aceea. Da, așa a zis și copilul ucrainei. Copiii au plecat la Crăciun din vacanțe. Copiii au ieșit în fața celor trei și au folosit armele. Trebuitoarea a alunecat pe tuburi, în timp ce atenția a fost atrasă de disc. O să ne răbunăm! Copii, vă mulțumesc pentru ajutor, dar ce o să ne facem? Nu avem timp să împărțim cadouri toată lumea. Mai întâi trebuie să oprim puterea prăjitoare. Mă ocup eu! Andrei s-a dus și-a luat de pe masă o pereche de mănuși aer și le-a pus prăjitoare. Să mergem la fabricare și vări, unde luăm sărea pentru m-a asigurat orice de siguranță acasă. Ce mă bucur, eu mai fi întors cu bine acasă. Copiii din echipa voastră au venit și ne-au ajutat să facem cadouri și să le împărțim o dată Europa. Și odată cu el și credința în moșul. Odată ce ați oprit prăjitoarea, mi-am trecut la acțiune. Mi-am făcut jucăriile, iar noi ne-am împărțit. Mulțumim! Trebuie să plecăm să ne asigurăm că și restul lumii primește cadou. Trebuie să veniți și voi cu noi ca să ne ajutați. Să nu uităm să-i dăm vrăjitoare cele bune cu o baghetă fermecată. Copiii au ajuns repede la fabrică și au văzut că e jos și s-au pus pe dreapă. Și vă vor prezenta un moment din șezătoare. Thank you.
Fie casa nezdurată, cu mesele zise, cu păcii,
de la prinse, să petreceți împreună până vezi cu voie vostru. Cât de prost ne căpiați de aia, cât de prost ne căpiați de aia, și ampara pe dușeță. Cât de pietre sunt pe multe atâția porci, vaci, boi și gâște. Cât aș intri la pe... Câte baie sunt pe casa de zgadă de masă, câte pietre la fântână atâtea oale cu smântână. Multă, multă sănătate, ca se pline cu bucate, să trăiți înfloriți, îi ținau nu voi o să fiți. Plugușorul ce se vezi cu pestițe și băieți haine și bunii, de urea de la bunii, se le fie viața plină, de veci și de lumină, care ia bine să le aducă numai bine. De fie cu casa acasă, cu bine cu lași de bărbia mai până se răgăle, să se audă peste voi. A fost, mi-a zis mie șeful. Deci a venit Moș Crăciun și ți-a lăsat ție cadourile pentru ei? Da. Când ți le-a lăsat? A venit cu Sania și ne-am dus noi acolo într-un loc mai ascuns și mi le-a dat mie. Deci au fost cumiți copiii, da? Da, mi-a spus chiar el. Ce s-a adus Moșul? Un suc. S-a adus ceva bun? O ciocolată. Deci ce ți-a adus? Numai bunătăți? Da. Da, ai fost cu minte? Da. Ce sărbare este vorba? O sărbare mai specială. Sărbarea dedicată sărbătorilor de Crăciun, de nașterea Domnului, ea se situează în cadrul activităților pe care le desfășurăm în proiectul Parteneriat pentru Cultură, proiect organizat de Editura Corint împreună cu Inspectoratul Școlar Județean și Ministerul Educației Naționale.
Este un proiect mai amplu care se desfășoară pe parcursul întregului an școlar. În fiecare lună avem câte o activitate. În luna decembrie am zis să facem această activitate deosebită. Să sperăm că vom avea și o finalitate cât se poate de îmbucurătoare pentru copiii din școală. Da, numai o secundă. Deci cum s-au pregătit micuții? Cred că se observă, au muncit destul de mult, fiecare clasă și-a pregătit un mic program. În proiect erau mai mult implicate clasele 5-8, dar pentru că cei mici au avut și ei acolo, au dorit să iasă în evidență, am zis să le vedem și pe ei un pic. Pentru că până la urmă suntem o școală, suntem o unitate și trebuie să tot să iasă în evidență cu aceste activități.